Zadarnic lux convolus
vino inima priveagă. Prin glasul meu, Iisus te roagă, prin glasul meu, prin glasul meu, nu l-ai să dai o lume întreagă, dar vino inimă primeagă, prin glasul meu, Iisus te roagă, prin glasul meu, prin glasul meu. Nu vezi cum vremea se desramă și cât de scurt i-al vieții drum. Curând Iisus cu glas de alarmă, aduce bucurii sau teamă. O, vino acum, Iisus te cheamă. O, vino acum, o, vino acum. Curând Iisus cu glas de aramă, aduce bucurii sau teamă. O, vino acum, Iisus te cheamă. O, vino acum, o, vino acum. O, Iisuse, din inima mea, o, harfă divină să cânt tu cu ea, și corzile sfinte să sune mai plin acordul iubirii măreți și de vin. Și-n corzile sfinte să sune mai plin acordul iubirii măreți și să faci, o, Iisuse, din inima mea, cădelniță sfântă să ardă în ea, tămâia iubirii cu focul ceresc, ca fururi prin lume iubind să trăiesc, tămâia iubirii cu focul ceresc, ca curul prin lume iubind să trăiesc. Să faci, o, Iisuse, din inima mea, epistola vie să scrii tu în ea, cuvântul iubirii plăcut și duios, să meze pe oricine spre cerul frumos. Cuvântul iubirii plăcut și duios, să-mi vezi pe oricine spre cerul frumos. Să faci, o, Iisuse, din inima mea, biserică sfântă să stai tu în ea, o, dragă iubirii cu Duhul ei blând, s-o facă frumoasă oriunde și oricând.
El tot mai vine pe-al jertfei altar, izvor de iubire, de milă, de har. Mereu tot mai vine pe-al jertfei altar. Poarta vieții tale zbate, mai stăruitor durerea iad. Înnădejdea frânta mea se zbate, sub povara chinului amar. Fața ta ridică-ți și privește, mai atent și crezător sus. Printre noi să vezi cum strălucește soarele izbăvitor Iisus. Îndoiala ca să-și facă cuib în taina sufletului tău, și privește-n sus și că să tacă toate glasurile cerului rău. Căci deasupra ta mereu veghează soarele cel fără de apus, și cu raza lui te-nviorează el. Aduci mereu, mereu aminte, că tu ești răscumpărat prin har. Cât ar fi durerea de fierbinte, pentru tine are un hotar. Mai mult te crede în acela care odată a spus: eu cu tine sunt în orice vreme, eu Mântuitorul tău, Iisus. Și n-a răspuns nimeni. A bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni. În tăcerea negrinos stă un om și plânge, fața lui e numai rău, pieptul nu mai sânge, fața lui e numai rău, pieptul nu mai sânge. Cine ești, străin privea, cine ești, de-al cui dor tu privegești? Cine ești, străin privea, cine ești, de-al cui dor tu privegești? Pentru cine te-au vrăzat bice fără număr, ce povară ți-ai
lăsat rana de pe umăr. Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plata nu mi-a dat, numai spin și ură, numai roșii trandafiri, pierdul min-umplură. Numai roșii trandafiri, pieptul min-umplură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi și sunt vinul noii veci. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi și sunt vinul noii legi. N-am venit să plâng în drum rând usturătoare, plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare, plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva, o deschide-i, nu mai sta. A bătut la ușa ta cineva, o deschide-i, nu mai sta. Nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Haideți să citim din Efeseni, capitolul 5. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu te audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, nu are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu pe oamenii neascultării. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, încă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei înascunși. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumină. De aceea, zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă ca niște, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuși, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este dezrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laude, cu cântări duhovnicești
și cântați și aduce din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevastă, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare de voi să-și iubească nevastă ca pe sine și nevastă să teamă de bărbat. Amin. Amin. Am citit întreg pasajul pentru că este important și sigur, Cuvântul Dumnezeu are caracter absolut. Oricând putem să-L citim și când ne simțim bine și când nu ne simțim bine. Și când suntem bucuroși și când suntem triști. El poate să sporească bucuria noastră, poate să ne dea nădejde, poate să ne scoată dintr-o stare de depresie, pentru că El este cuvântul vieții. Și este bine să urmăm îndemnurile care le găsim în Sfânta Scriptură, pentru ca viața noastră, într-adevăr, să aibă acel curs pe care Dumnezeu vrea să-l aibă în lumea aceasta. Un aspect din ceea ce am citit aici spune că noi suntem lumină. Deci nu că noi purtăm lumină, ci că noi suntem lumină în Domnul. Și acolo unde este lumina, se scoate la iveală lucrurile care sunt adăpostite de întuneric. În acest aspect trebuie să vedem responsabilitatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și oameni care am fost răscumpărați prin jertfa măreață a Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu așteaptă ca noi să fim mărturie în lumea aceasta printr-o viață potrivită adevărului Lui, printr-o viață care se îmbogățește prin Cuvântul Lui Dumnezeu, prin părtășia frățească, prin tot ceea ce Dumnezeu pregătește de fiecare dată care se ne dea în adunare. Avem chestiuni, avem probleme, avem lucruri pe care le primim în mod personal de la Domnul prin citirea Cuvântului, în rugăciune, în casa noastră, în meditație, un verset care ne cercetează în timpul lucrului, când am făcut o scurtă pauză și ne gândim, dar sunt lucruri care Dumnezeu ni le dă în adunare. Și aceasta este arătat în versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi. Există un fel de vorbire care Dumnezeu ne-a dat-o. Deci, vorbiți printre voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți lui din toată inima, laudă Domnului. Deci, finalul este lauda care trebuie să-i aducem Domnului. Iar mijloacele sunt acestea, ca să vorbim printre, să vorbim între noi cu cântări de laudă, cu cântări de hovnice. Deci, nimeni din adunare nu este în situația să nu aibă nimic. Să nu aibă un psalm, să nu aibă o cântare, să nu aibă un verset, să nu aibă o întrebare pe care Dumnezeu i-o pune prin cercetarea pe care o face și întrebarea pe care trebuie să-L găsească răspuns în ceea ce Dumnezeu ne dă, în ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu. Îndemnul vieții noastre duhovnice este acesta. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și ne este dată mai jos pilda Dumnezeu. Așa. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Deci, dragostea este cea care se jertfește. Domnul Iisus Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.
Deci când jertfa era plăcută lui Dumnezeu, Dumnezeu avea un bun miros din jertfă care se ridica în sus. Tot ceea ce facem noi în viața aceasta, călăuziți de Dumnezeu, controlat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, rezultatul trebuie să fie acesta, un miros plăcut și o acceptare a jertfei pe care noi am făcut-o. Poate că este mică jertfa noastră, ni s-a părea că e mică, dar face mult, o strângere de mână, face mult un zâmbet, face mult o vorbă bună la vremea potrivită. Poți să fii, să ai o figură acră prin care să rănești, prin care să îl duci mai adânc pe cel care are nevoie de un zâmbet, care are nevoie de căldură, care are nevoie de dragoste. Efortul nu este deosebit. Fii așa cum Dumnezeu vrea să fii, adică să fie pilda aceasta a Domnului Iisus, ca un prinos, ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu prin tot ceea ce, ce faci. Sigur, a fi creștin înseamnă a duce o viață morală de excepție potrivit cuvântul lui Dumnezeu care are caracter absolut. Cel ce este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu nu se mai potrivește tiparului lumii acesteia, nu se mai potrivește valorilor pe care lumea aceasta le promovează. Și el, Duhul Sfânt, îl călăuzește și îi pune niște hotare din care el nu poate să iasă. Deci, e conștient sau inconștient, aceasta este dragostea pe care Dumnezeu o manifestă prin lucrarea pe care Duhul Sfânt o face, că el ne-a fixat niște hotare și ne ține cumva în stăpânire, ne ține în ascultare. Deci, multe ori, probabil că noi, în conștiința noastră, probabil că am merge mai departe, dar vedem că o forță ne oprește, ne oprim în drum. Atunci trebuie să binecuvântăm pe Dumnezeu, să știm că Dumnezeu este Cel care ne oprește să nu mergem mai departe, pentru că acolo, mai departe, noi nu vedem, dar există un pericol acolo, de aceea Dumnezeu mi-a pus mie aici o frână. Curvia sau orice astfel de necurăție sau lăcomie de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. S-ar părea că nu e un subiect de discutat și de multe ori este evitat lucrul acesta, pentru că așa dă bine. Dar sunt niște probleme, sunt niște păcate care se găsesc, se întâmplă în biserică. Și este bine să ținem cont de acestea, este bine să vedem cum Dumnezeu vrea această problemă și să ne rugăm în sensul acesta pentru tine. Eram cu un tânăr în toamnă și era o tineră căsătorie de vreo 3 ani. Eu n-am știut că în familia lor este ceva care nu merge bine. Ea avea un post bun, lucra în domeniul ăsta IT. Și el mi-a pus niște întrebări, așa, cum dumneavoastră, cum ați cunoscut soția, cum a fost în casă, care, cum ea se păstrează armonia, cum e așa. I-am spus cum, și eșecurile și multe lucruri, dar felul cum Dumnezeu ne-a scos din toate ca să putem să câștigăm biruit. Zic, dar soția ta cum e? Și mi-a vorbit numai în termen superlativ despre ea. Și ce mă bucur când veți ajunge să o cunoașteți, să vedeți cât e de frumoasă, cât e de... După o săptămână am aflat că ea a băgat divorț. Și acum sunt despărțit, sunt divorțat. Pentru că ea lucra mai mult peste servicii acolo și acolo în birou mai erau colegi, mai erau așa și... A fost trasă. Da. Deci este un subiect care este important și trebuie să fim cu toată deschiderea în fața lui Dumnezeu și să lăsăm ca Dumnezeu să ne mustre gândul nostru murdar, gândul nostru nesfințit, așa cum este în cântarea aceea, iartă-mă pentru gândul nesfințit, pentru o privire care a întârziat, că vezi, se duce ochii, da. Când întârzie privirea, deja acolo este ispită și vine păcat. Și îndemnul este așa, nici să nu fie pomenite între voi. Deci Dumnezeu nu poate să privească lucrul acesta. Deci atenție. Și
Și când ne gândim aici, lăcomia de avere este pusă pe același nivel ca și curvia. Și iar discutam cu un tânăr care venea cu filozofia aceasta, zice, cei care au avere predică averea, cei care nu au avere sunt împotriva celor care au avere. Și dacă Dumnezeu ți-ar aduce ție o pungă cu bani acum și ți-ar pune lângă tine, ce-i face, te intri ștan, spune mie. Zic, m-aș bucura dacă Dumnezeu mi-ar aduce o pungă cu bani, pentru că aș ști ce să fac. Adică m-aș duce la Giurgiu, la sora mea și i-aș da bani să-și facă încălzire centrală, că stă acolo. M-aș duce la Galați, la un nepot care are o bolă din asta extraordinară, că are bolă de sfinge și nu se mai închid rănele și mereu îi curge și mereu are nevoie de bani. Aș găsi ce să fac cu el. Dar probabil că Dumnezeu a găsit un alt mesager care să facă lucrul acesta și nu îl cer eu de la el. Și era cumva răzvrătit tânărul acesta că l-au judecat pe tată, sau că tata toată viața a propovăduit și nu a ieșit nimic din toată asta, socrul la fel, ăla la fel, ăla la fel. Zic, bag de seama că numai tu ești altul și restul sunt toți așa. Dar viața de căsnicie nu este o viață ușoară. Viața de căsnicie presupune jertfă. Și presupune o luptă în fiecare zi, ca să poți să menții. Și dacă urmărim ceea ce ne cere Scriptura și vedem ceea ce nu este scris la fiecare dintre noi, atunci totul este armonios, totul este frumos. Îmi spunea tânărul acesta, eu nu pot să mai merg cu ce spunea tata, că se face, se face, se face. Eu acum am găsit, uite, asta fac, asta fac, asta fac. Zic, și de ce nu faci dacă știi? Deci totul este frumos, poți să faci, dar de ce nu faci dacă nu știi? Și mă gândeam așa, viața noastră, vorbirea noastră, trebuie să aibă impact și asupra acestor lucruri. Pentru că sunt lucruri care influențează și marchează viața noastră, fiecare dintre noi. Un alt aspect care este arătat în versetul 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechimnice, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Deci aici trebuie să fim atenți. Deci sunt glume bune și glume proaste. Deci nu ni se cere să luăm o figură ca sfinții din icoană și să stăm așa cum de fapt noi am experimentat lucrul acesta. Că în adunare trebuie să fie totdeauna numai lacrimi, în adunare trebuie să fie o figură așa statică, trebuie să fie așa, așa, așa. Nu așa ne vrea Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea când ne bucurăm să ne bucurăm și să se vadă pe fața noastră. Când suntem supărați, suntem supărați. Nu trebuie să, când suntem supărați, să arătăm că suntem veseli. Pentru că aceea este ipocrizie. Dumnezeu vrea să fim așa deschiși. Și, supărat sincer. Da, în felul acesta, deci lumina, spune, care este, că, cum suntem noi, lumină în Domnul, va face ca întunericul din jurul nostru să se îndepărteze și să vadă multe aspecte care trebuie curățate. Că știți bine că niciun cumvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închiritor la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Da. Așa este. Nimeni să vă încele cu vorbe de șerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Deci sunt chestiuni în care noi nu putem să ne întovărășim asupra unui mod de viață care nu este potrivit voie lui Dumnezeu. Pentru că sunt vorbe pline și sunt vorbe goale. Exact așa, cuvintele de șarte sunt exact așa ca și când este ambalajul și un anumit pachet acolo conține numai cutiile, dar în interior nu-i nimic. Așa sunt vorbele de șerte, cu toate că au strălucire, au aplomba lor și așa mai departe, dar nu au niciun conținut. Nu vă întovărășiți deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii și când lumina își face efectul, atunci se văd multe chestiuni care nu se văd în
în zona întunecoasă. Dumnezeu privește la noi și vede toate aspectele care nu sunt plăcute Lui. Și El urmărește, de fapt, ca noi să ajungem la această stare care ne vede, deci în Biserica Sfințită, fără niciun defect, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și aici îndemnul care este dat, iar un subiect foarte, foarte dificil și foarte greu de primit și foarte greu, când este dat aici rolul bărbatului și rolul femeii. Să luăm aceste care niște scrisori diferite. Ceea ce mi-a scris mie Dumnezeu ca bărbat să citesc, ceea ce a scris femeii să citească femeia. Eu mă raportez la ceea ce mi-a scris Dumnezeu, femeia citește la ceea ce a scris Dumnezeu. Și în felul acesta, deci, nu intrăm în cutia poștală a altcuiva. Bărbaților, nu, de aici, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Deci, supunerea presupune o teamă de Hristos. Adică o teamă de ceea ce Dumnezeu vrea de la mine și eu ca un copil cu teamă și ascultător vreau să nu calc cumva peste dragostea Domnului Iisus Hristos. Și atunci tot ce fac, supunerea trebuie să fie în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Cum adică? În mod absolut? Nu, modul de a fi, înțeleg. Deci, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri așa cum în modul de a fi supuși Domnului Iisus Hristos, aceeași ascultare. Bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, iar Mântuitorul trupul. Da, așa ne-a creat Dumnezeu, n-a fost alegerea noastră. E o problemă pentru cine nu poate să îl laude pe Dumnezeu și să spună: te laud, Doamne, pentru că sunt o făptură așa de minunată. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai făcut femeie și este un lucru extraordinar. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai făcut bărbat și este bine lucrul acesta. Asta înseamnă să fii în armonie cu voia Creatorului. Și aici problema este de creație. Dumnezeu ne-a făcut așa și de rolul pe care trebuie să-l îndeplinim. Am văzut undeva într-o revistă, erau arătate acolo niște tineri din astea care au început să practice sportul din astea culturist și arătau mușchii. Era un monstru. Nu asta trebuie să fie femeia. Femeia trebuie să fie mereu frumoasă, trebuie să fie plăcută, trebuie să fie întruchiparea bunătății, trebuie să știe să-și aibă rolul în familie. Deci copilul simte îmbrățișarea mamei, au cumva decât îmbrățișarea tatălui. Și atunci lucrurile, dacă sunt păstrate așa după cum Dumnezeu a rânduit, copiii cresc într-un climat creștin, binecuvântat în familie și știu, de fapt, să mulțumească lui Dumnezeu pentru tata, să mulțumească pentru mama, pentru părinți și pentru atmosfera din casă. Îi spuneam tânărului acesta care își critica părinții și arunca vorbe grele: de că aș vrea ca Dumnezeu să mă țin în viață și peste vreo 40 de ani să ne întâlnim și să pot să-ți ascult copiii tăi, să văd ce vor spune copiii tăi despre tine. Trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Și au văzut copiii noștri. Deci copiii noștri să vadă că noi, de fapt, suntem dependenți la fel ca și ei. Copiii noștri și aduc aminte ce am făcut noi când am fost într-o perioadă de criză, într-o perioadă de durere, într-o perioadă de bucurie, ce am făcut, unde am mers. Am mers în fața Domnului să rămână aceste amintiri ca un stil de viață pentru copiii noștri. Și atunci, sigur că vom rămâne fără frustrări, vom rămâne înțelegători, vom înțelege că Dumnezeu nu ne-a făcut pe tot la fel, că suntem entități separate, fiecare își are slujba lui, dar un lucru este clar, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru adunare. Eu de multe ori veneam cu sufletul așa, un pic strâns,
n-aveam nimic de dat, dar mi-a venit o străfulgerare pe drum. Eu la adunare mă duc să primesc. Să primesc, așa cum am spus, din ceea ce se vorbește în adunare. Psalmi, cântări de laude, cântări duhovnicești. Și prin asta îi se aduce laudă Domnului. Este un subiect amplu și nu am ținut să fac neapărat o analiză aici, să arăt că toate lucrurile sunt logice. Și doar atâta să spun că ascultarea de Dumnezeu ne dă această bucurie și echilibru în rolul pe care îl avem și în locul în care Dumnezeu ne-a pus. Și în felul acesta vom rămâne în viață fără frustrări, ci vom rămâne cu un sentiment de mulțumire. Totdeauna vom cultiva o viață de recunoștință pentru toate binecuvântările pe care Dumnezeu ne le-a dat. Și să vedem de fapt că fiecare încercare pe care Dumnezeu ne-a dat-o a fost urmată de o binecuvântare. Și viața noastră de fapt, a fost, privind retrospectiv, este un șirac de binecuvântări pe care Dumnezeu ne le-a dat din copilărie și până în clipa de fapt. Să cultivăm această recunoștință și să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc. Mulțumesc pentru că ai făcut aceste lucruri. Și dacă mi le-ai făcut mie și eu sunt lumină în tine, ajută-mă ca și eu să fiu pentru ceilalți lumină. Dragoste, înțelegere și rezultatul a ceea ce fac eu raportat la frații mei să fie ceea ce este arătat în versetul 2. Un prinos și o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Amin. Din Zaharia, capitolul 12, Zaharia 12, 915, pagina în Corinezi. Prorocia cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul, care a întins cerurile și a întâiat pământul și a întocmit Duhul omului din iad. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face în Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi bătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei. Dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii popoarelor. Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor, locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră prin Domnul oștirilor Dumnezeilor. În ziua aceea voi face pe căpeteniile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o fătlie aprinsă sub snopi. Vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fara locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. În ziua aceea Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David. Și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim ca jalea de Hadadimun, în Valea Megidonului. Țara se va jăli, fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Natan deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit, familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit, toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. Amin. Amin. Astăzi avem loc la Paris o conferință în care sunt adunate 70 de țări ca să discute soluția pentru Israel, împărțirea Israelului în două țări. E un lucru profețit în Scriptură, zice că au împărțit țara mea, s-au adunat să împartă țara mea. Și vom vedea mai târziu în explicație pe care o să o duc astăzi că și aceste lucruri sunt profețite, faptul că popoarele se adună împotriva poporului lui Dumnezeu, nu văd planul lui Dumnezeu, ci sunt îmbătate de confuzie. Beau un potir de amețire.
Noi trăim vremuri apocaliptice. Trăim vremurile sfârșitului tainei lui Dumnezeu, sfârșitului bisericii, sfârșitului adunării. Așa de frumos arată cuvântul lui Dumnezeu toate lucrurile despre adunare, dar acest frumos se sfârșește. Această taină a lui Dumnezeu se sfârșește. Și noi trăim astăzi timpul acesta când Ierusalimul este prefăcut într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur. Popoarele din prejur sunt popoarele din prejurul Ierusalimului. Vedem astăzi, în ultimii ani, absolut toate țările din jurul Israelului au fost cuprinse de febra războiului, un haos și o debandadă nemaipomenită domnește și în Siria, și în Iordania, și în Irak, și în Egipt, și în Libia, și în toate țările din jurul Israelului este haos. De ce aceasta? Pentru că Dumnezeu a prefăcut Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur. Mai mult decât atât, în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Ierusalimul a fost și este pentru noi semnul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus în Luca 21 și am repetat acest lucru pentru că trebuie să-l știm bine. Căci Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până când se vor împlini timpurile neamurilor. Am urmărit ieri un filmuleț pe Alfa Omega. Este pe YouTube, la canalul Alfa Omega, despre întoarcerea evreilor în țara lor. Și la o familie venită din America, care s-au așezat pe muntele Măslinilor, s-au așezat în Ierusalim. O altă familie, alt filmuleț spunea despre o familie care s-au așezat pe muntele Măslinilor într-o mare de arab. Și ambele familii au venit voluntar în Ierusalim, nu au venit cum pleacă evreii din Europa fugăriți. Au vrut să vină în Ierusalim, au avut viziunea aceasta să se întoarcă în Ierusalim. Unul din ei a fost capitan de navă militară în Statele Unite, a avut o poziție foarte mare. Era cetățean american, iubea țara, iubea America, dar el a vrut ca copiii lui, avea copii micuți, a vrut copiii lui să crească în Ierusalim, să învețe limba de mici, să avea 4 copii. Și m-a minunat de felul în care Dumnezeu îi strânge și Dumnezeu învie această vale plină cu oase. Pentru că imaginea de la Ezechiel 37, o vale plină cu oase, este imaginea poporului evreu adunat în țara lui, dar încă nu este Duh în ei. Vor putea oare oasele astea să trăiască? Sau le-au apărut tendoane, le-au apărut carne și erau o mulțime de cadavre. Deci procesul invers morții, o înviere. Și la un moment dat s-au ridicat o oaste foarte mare. Această imagine ne vorbește despre poporul Israel, căruia li se termină împietrirea. Ne vorbește despre taina lui Dumnezeu. Noi vorbim acum despre niște taine ca despre niște lucruri foarte certe. Vorbim despre niște lucruri care se vor întâmpla ca și fiind unii care le știm că se vor întâmpla și știm că aceste lucruri se vor întâmpla. Nu ne așteptăm să se întâmple altceva. Hai să citim versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Este imaginea pe care Apostolul Pavel o folosește în Romani atunci când zice o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Extraordinar! Îl vor plânge pe Domnul Iisus Hristos. Ei sunt acum împietriți, așa oameni deștepți. Și să nu-și înțeleagă Biblia lor pe care o țin în mână. Asta numai un miracol al lui Dumnezeu a făcut ca timp de 2000 de ani. Ei să fie prostiți de rabinilor, să fie păcăliți. Dumnezeu a îngăduit să fie vrăjiți, să fie amețiți cu învățături false și să nu-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Să-L batjocorească pe Domnul Iisus Hristos. Să nu-L vadă pe Cel care este Mântuitorul lor. Doar un mic număr de evrei de-a lungul timpului au crezut. Doar o mășiță au crezut. Prima dată au crezut
evrei, majoritatea, la început. Domnul Iisus le-a spus să mergeți întâi la oile pierdute ale casei lui Israel. Apostolii au respectat cu strictețe această poruncă. Și în fiecare cetate în care au intrat, prima dată la sinagogă s-au dus. Unde n-a fost sinagogă, au respectat porunca, au căutat un loc de rugăciune. La Filipi au găsit un pârâu și pe malul pârâului au găsit niște femei care mergeau la rugăciune acolo, într-o zi de sabat. Și la ei s-au dus. Dar după aceea s-au dus prin neamuri. Era o ordine a lui Dumnezeu pentru ca o rămășiță, conform profețiilor, va rămâne o rămășiță dintre voi, dacă citim profețiile, sunt foarte exacte în împlinirea lor. Și nu trebuie să fie mai mare argument pentru cineva care să creadă decât o cercetare amănunțită a cuvântului lui Dumnezeu și a faptelor istorice, să vadă cum cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit în detaliu în toate faptele istorice de până acum. Și așa cum este cântarea aceea, crede tot cuvântul spus de Dumnezeu, crede că asemeni celui împlinit o să se împlinească și cel profețit, așa și pentru noi trebuie să fie, aceste împliniri trebuie să fie argument pentru faptul că în continuare tot ce a fost profețit se va împlini. Tot trebuie doar ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu în lumina adevărului, în lumina cuvântului lui Dumnezeu și lumina vine din comparație. Vine din textul acela spune: nicio profeție de la Dumnezeu nu se tâlcuiește singură, vine din tâlcuirea profețiilor. Dacă citești o profeție, zici, bă, ce e aici, nu înțelegi ce e aici. Dintr-una nu înțelegi, dar dacă le citești pe toate și le compari una cu alta, înțelegi foarte clar, pentru că Dumnezeu folosește simboluri comune pentru a explica înțelegeri și înțelepciuni comune. Noi încă nu trăim timpul acesta al turnării peste casele de David și peste locuitorii Ierusalimului, au ridut de îndurare și de rugăciune. Când acest lucru va veni, noi creștinii credincioși nu vom mai fi aici. Și timpul acesta este foarte aproape. În primul rând, pentru că vorbim de două lucruri foarte exacte, care acum 100 de ani n-au fost. Locuitorii Ierusalimului. Acum 100 de ani n-a fost nici Ierusalim și n-au fost nici locuitori. A fost Ierusalim un oraș otoman, un oraș ocupat de arabi, în care erau câțiva evrei care visau să fie orașul lor acolo. Dar astăzi vorbim despre un Ierusalim evreiesc, ocupat de evrei, în care se poate împlini această profeție. Voi turna peste locuitorii, peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Când Zaharia a făcut această profeție, a fost cu probabil 500 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Și, în mod sigur, el a scris și a fost o taină așa de mare, că nu se știa că Mesia, despre care scrisese Moise, va fi străpuns de însăși și la porunca marelui preot, care îl simboliza pe Mesia. De însăși locuitorii Ierusalimului de pe vremea lor. Așa de mari sunt tainele lui Dumnezeu și chiar când aceste lucruri s-au petrecut, puțin le-au înțeles. Noi astăzi avem lumina desăvârșită prin scrierile apostolilor. Avem Noul Testament care explică, mai ales Epistola către Evrei, care explică aceste taine și nu avem nici un motiv ca să nu le înțelegem. Așa cum s-a spus despre doctorița aceea care este în conflict cu divinitatea. În conflict cu divinitatea, pentru că n-a dat timp ca să citească cuvântul divinității, să se împace cu divinitatea. Dacă dai timp să citești cuvântul lui Dumnezeu și cauți să înțelegi, așa cum a făcut Corneliu, așa cum au făcut alții care s-au rugat, rugăciunile lor au fost ascultate. Rugăciunile oricărui om care vrea să capete înțelepciune, sunt ascultate. Nu sunt condiții la Dumnezeu să zică, băi, dacă nu faci aia și aia înainte, nu se acceptă rugăciunea ta. Despre Corneliu spune, rugăciunile și milostenile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Astăzi am deschis o fereastră spre viitor. Am deschis-o și am arătat o imagine, un Ierusalim, în care toți locuitorii vor plânge. Dar înainte de aceasta, Ierusalimul va fi o piatră grea pentru toate popoarele. Dar înainte de aceasta, Ierusalimul va fi un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru iude. Acum, timpul ca locuitorii Ierusalimului să plângă încă n-a venit. Este departe. Nu știm cât de departe, dar
Totuși, este o distanță până acolo. Trebuie să se întâmple altceva pentru. Timpul ca Ierusalimul să fie o piatră grea pentru toate popoarele, nici acesta încă n-a venit. Dar timpul ca Ierusalimul este un potir de amețire pentru toate popoarele. Ei, iată timpul acesta al trăim acum. Astăzi, cât e azi? 15? Da? 15 ianuarie. S-au grăbit oamenii să se strângă la Paris ca să facă o conferință, să decreteze ordine pentru Israel. Netanyahu nici n-a vrut să meargă. Se grăbesc să nu-i prindă 20 ianuarie. Acum, nu, eu nu iau foarte în serios aceste lucruri și vă spun de ce nu le iau. Nu trebuie luat în serios faptele unui om beat. Când un om e beat, zice, nici el nu știe ce zice. Trebuie privit cu milă. Și o să mergem la Isaia 51 să înțelegem ce se întâmplă astăzi. Isaia 51, sper să găsesc repede textul. Isaia 51:22-23. Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care apără pe poporul lui. Iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Și îl voi pune în mâna supritorilor tăi, care îți ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Îți făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecător. Vedeți, sunt niște imagini. Imaginea unui om care se așternă pe jos și este călcat în picioare. Cine este călcat în picioare? Ulița, da? Pământul și strada sunt locurile care sunt călcate în picioare. Și Domnul Iisus a profețit așa, Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Faptul că neamurile timp de 2000 de ani au stăpânit Ierusalimul până în 1967 a fost o împlinire a unei profeții. Nu merge mai departe, citiți voi în Levitic ce le-a spus Dumnezeu evreilor dacă nu vor asculta. Veți fi împrăștiați printre neamuri și țara voastră va ajunge o ruină, va ajunge un blestem. A spus-o prin Moise, prin gura lui și s-a împlinit exact așa. N-au ascultat porunca, au fost împrăștiați printre neamuri, țara lor a ajuns o ruină și un blestem, un motiv de clătinare de cap. Și ei au băut această stare de împrăștiere printre neamuri, este numită de Dumnezeu amețeală. Ei au băut potirul mâniei lui Dumnezeu. Și mai citesc o dată. Iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Noi trăim acum aceste vremuri. Ei se întorc din împrăștierea lor, evreii se întorc în țara lor, îți animați de dorința de a-și vedea din nou țara pusă pe picioare, au această conștiință națională cu toții și pedeapsa lor a încetat. În momentul în care Ierusalimul nu mai este ocupat de neamuri, ci este ocupat de evrei, pedeapsa lor a încetat. Țările care se adună acum la Paris, ei nu știu aceste profeții, nici nu îi interesează. Ei amețiți. Cum? De ce să amețiți? Pentru că Dumnezeu a luat potirul din mâna evreilor și cui l-a dat? Neamurilor care i-au călcat pe evrei. Citim aici. Și îl voi, iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bine, și îl voi pune în mână a supritorilor tăi care îți ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Acum avem pilda aceasta a omului beat. Cu toții am întâlnit oameni beți și știm că nu te poți înțelege cu omul beat. Îi spui să facă ceva, îți zice, sigur, fac. Și merge și nu face. Uite și ce au zis, uite și ce ai zis tu, uite și că s-a întâlnit cu tine. Amețeala aceasta produsă de beție este o imagine pe care Dumnezeu o folosește ca să explice starea de confuzie în care sunt oamenii care se împotrivesc voii lui Dumnezeu. Asupritorii care ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Îți făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecător. Am mai vorbit despre antisemitism.
un semn al antisemitismului, n-ar avea rost să vorbim, dacă deschidem știrile, sunt atât de multe. Dar unul din ele a fost săptămâna trecută, domnul de la Autoritatea Palestiniană, Mahmoud Abbas, s-a dus la Vatican și și-a deschis ambasada acolo. Și omul acela care îl plăcătește lumea, șeful Bisericii Catolice și zice papă, i-a deschis ambasada și este un alt semnal al amețelii. Să nu fim amăgiți când un om beat se laudă că el e împărat sau se laudă că este nu știu ce. Este o stare de confuzie, este stare de amețeală și noi avem acest har de a avea lumina cuvântului lui Dumnezeu și să, cel puțin când vedem gălăgie și tulburare în jurul nostru, dacă e produsă de o ceată de bețivi, să fim serioși și să ne luăm în serios. Adică, trăim în mijlocul unei confuzii generale. De aceea zice cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă pentru împărați și pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Să fim foarte atenți. Rugăciunile bisericii țin un teritoriu și o țară în ordine și în lipsă de debandadă. Ceea ce oprește acum amețeala și debandada este faptul că sunt oameni care se roagă pentru acei împărați. Nu întâmplător America merge bine. America merge bine din punct de vedere al stabilității și al faptului că nu-i haosul care e în Siria, de exemplu, nu din alt punct de vedere. America merge bine pentru că un mare număr de oameni se roagă acolo pentru conducerea Americii, pentru stabilitate și așa. Când acei oameni vor fi luați, va fi luată pacea de pe pământ. Stabilitatea care este la noi în țară se datorează faptului că sunt oameni care se roagă pentru pacea țării. Deci și îndemnul spune, rugați-vă pentru împărați ca să puteți duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Când acest lucru va fi luat, când vor începe îngerii lui Dumnezeu să toarne paharele lor, potirele lor, atunci lucrurile vor fi tragice de tot. Am explicat aceasta pentru ca să înțelegem de ce se întâmplă și să înțelegem istoria așa cum este. Potirul amețelii a fost băut de Israel timp de 2000 de ani. Și acum a fost luat din mâna lui Israel și îl beau popoarele din prejurul lui Israel. Zice că e primăvara arabă. Nu e nici o primăvară, e o toamnă arabă acolo. Vine iarna lor. E primăvară pentru Israel și e vară pentru noi. Pentru că Domnul Iisus a zis, priviți smochinul și pilda lui când înmugurește și frigizește mlădița, știți că vara e aproape. Pentru noi e timpul secerișului. Vara e timpul secerișului, timpul culesului, orzului. Noi suntem cele din tiroade ale făpturilor lui și secerișul, zice cuvântul lui Dumnezeu, că este sfârșitul viacului. Să avem aceste convingeri foarte ferme. Unul din evreii care venise din Israel, din America și s-a stabilit în Ierusalim, spune așa, să nu lași pe cineva să șteargă povestea. Adică el avea povestea, istoria poporului său de 3000 de ani. De pe vremea când David a ales acel loc ca și capitală, cetatea lui David. Vin alții și spun, noi suntem aici și șterg povestea, te fac să-ți uiți povestea, au construit ziduri peste templul din Ierusalim și mai departe. Nu lăsa pe cineva să șteargă povestea. Confuzia care e în lumea aceasta pune povești în loc. Teoria la două state, teoria păcii, nu știu ce teorie, astea povești. Nu lăsați pe cineva, și ăsta e un îndemn, nu lăsa pe nimeni să șteargă povestea. Istoria. Istoria nu o poate schimba nimeni, dar te poate minți, te poate face să nu ți-o știi, te poate face să ți-o uiți, te poate face să-ți asumi alte istorie, să zici că nu ești ăla. Nu e adevărat. Noi trebuie să ne cunoaștem bine, bine povestea. Trebuie să cunoaștem creaționismul. M-am întristat foarte tare în America când am deschis povestea despre creaționism. O femeie foarte guralivă, o sărită. Dar ce ne trebuie? Interesează pe noi lucrurile? Dar noi trebuie să știm că suntem mântuiți și că mergem la Domnul Iisus. Și ce ne interesează pe noi creaționismul și 6 zile? Am tăcut și m-am uitat în jur. Și nu m-am întristat așa de tare faptul că femeia aia o sări cu gura, cât faptul că din jur nimeni n-a sărit să o contrazică. Și mi-a dat seama că n-are rost să vorbesc. Ce ne interesează pe noi dacă cineva ne pune poveste?
Ți-a furat povestea, te-a furat pe tine cu totul. Pentru că te face să crezi povestea lui. Te face să crezi povestea lui, ai așteptările lui. Poveștile au viitor. Povestea Bibliei, istoria Bibliei, are viitorul Bibliei. Ce-a fost, va mai fi. Și dacă cineva îți fură povestea, îți fură viitorul, îți fură așteptarea, îți fură râfna. Pentru că fiecare din noi avem râfna lucrului pe care îl așteptăm. Aș vrea să leg puțin din ce vreau să spun cu ceea ce citit fratele Andy. A citit din Efeseni 5. Zice, nu vă înșelați, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători, versetul 7. Nimeni să nu vă înșele cu o vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Este introdus aici un cuvânt care nu ne place, ascultarea. Să asculte de Dumnezeu, pur și simplu. Cine nu va asculta, a spus Moise despre Domnul Iisus, cine nu va asculta, va fi nimicit. Nu ne place ascultarea. Ideea aceasta, să asculți fără explicații. Am vrut să mai citesc un verset din 1 Corinteni 14. Citind de la, nu, mai mult de un verset. Versetul 34. Femeile se tacă în adunări, că jumătate le este îngădit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. 1 Corinteni 14 cu 34. Până la 37. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce, de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Vă gândim la cuvântul acesta din versetul 37. Una este să fii insuflat de Dumnezeu, dar un lucru care bate și este mai tare decât ideea de că cineva este insuflat de Dumnezeu este porunca Domnului. Cel care crede că este insuflat de Dumnezeu nu poate să calce porunca Domnului, adică insuflarea lui să calce peste porunca. M-am uitat pe net și am râs. Pe un blog apare un mic filmuleț în care un proroc spune suscitare de la Amvon. Zice, Domnul mi-a arătat că Ponta o să iasă președinte. Și se întreba cel care posta, zice, oare prorocul ăsta a fost dat afară pentru ceea ce a spus. Că Ponta nu e și președinte. Deci a arătat prorocie falsă. Vechime, prorocul fals era omorât cu pietre. Măcar să trebuia să fie dat afară pentru prorocia falsă. Sunt convins că n-a fost dat afară. Este o stare de confuzie. Este o stare de amețeală. Oamenii sunt prinși în această amețeală și nici nu își mai pun problema. Aici e lucru cel mai rău, să nu-ți pui întrebarea, să nu te intereseze, să zici bine-i și așa, bine-i și așa, dar nu poți să știi că e relativ. Pentru un om biat, e foarte relativ dacă lumina aia de sus e lună sau e lumina din vârful stâlpului. Nu știe. Pentru el e modă să fie relativ și îi place să fie totul relativ. Nu este o chestiune de feminist sau nefeminist. E o chestiune, este o poruncă a Domnului. Dacă e porunca Domnului, nimeni nu poate să fie insuflat peste porunca Domnului. Dacă asta a zis Domnul, toate insuflările lui spre acest lucru ar trebui să conducă. Domnul Iisus zice, vă dau o poruncă nouă. Nu zis, vă dau o sugestie nouă. Nu zis, vă dau o idee. Sau părerea mea este că el a dat o poruncă, pentru că e creatorul cerului și al pământului și toate insuflările noastre și toate sfaturile noastre trebuie să ducă spre împlinirea acestei porunci. Porunca este dragostea. Și dragostea nu poate să vină decât prin lepădare de sine. Nu vei putea să iubești pe celălalt atâta timp cât te iubești pe tine. Împreună două să vin într-o teacă, nu în cap. Iubirea de sine și iubirea lui Dumnezeu nu merg împreună. Ce, de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau până la voi, sau numai până la voi a ajuns El?
Cineva poate crede că este proroc, să ai însuflat de Dumnezeu. Pe vremea aceea, apostolul Pavel nu zice că nu s-ar putea. S-ar putea să fie. Dar suntem totuși în 1 Corinteni 14, o cale nespus mai bună. Și 1 Corinteni 14 începe așa. Urmăriți dragostea. Aceasta este cadrul istoric și cronologic în care ne găsim noi astăzi și vreau să stăruia asupra acestor lucruri. Suntem la sfârșitul istoriei, suntem ca înaintea unei călătorii, suntem ca și ziua aceea frumos descrisă de Cuvântul lui Dumnezeu în care Ilie a fost înălțat la cer. Și știi că Ilie, știu și eu, dar tăceți. Știi că Domnul o să ridice astăzi pe somn. Știu și eu, dar tăceți. Noi trăim acele vremuri în care Dumnezeu își va aduna pe ei săi și va ascunde până va trece mânia. Nu va fi un lucru ușor pentru pământ. Repet ce spun. Dumnezeu a luat deja potirul din mâna evreilor și l-a dat neamurilor. Și lumea împotriva oricărei logici, împotriva oricărui plan, împotriva oricărui bun simț și împotriva oricărei rațiuni, lumea merge și face lucruri prostești. Uitați-vă ce lucruri apar despre președinte, despre împărat, despre tot felul de oameni. Lucruri prostești, lucruri care te aștept să le facă copiii mici, te aștept să le facă oamenii de rând, le fac oamenii mari. Iată, îți iau din mână potirul la mețelii, potirul din mâinii mele, ca să nu mai vei din el și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, care îți ziceau un doamne ca să trecem peste el. Îți făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecător. Nu zic lucrul acesta că noi ar trebui să devenim acum militanți pro-Israel. Nici de cum nu trece prin minte acest lucru. Pentru noi, Israelul este un semn. Și așa cum atunci când mergi pe drum, trebuie să deosebești semnele de crengi și de tufărișuri de pe marginea drumului, așa și noi, pe drumul pe care mergem, trebuie să deosebim tot ce se întâmplă cu Israelul, este un semn pentru noi. Și pentru că aceste lucruri sunt semne. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Pentru că toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este cu el va arde. Noi trebuie să vestim aceste lucruri cu claritatea, cu seninătatea și cu coerența cu care vorbim despre fapte istorice. Ca și despre lucruri care s-au întâmplat deja și ferm dovedite. Noi trebuie să dovedim, să vorbim despre aceste lucruri cu o convingere adâncă și calmă. Nu ca și când vorbim despre niște fapte probabile. Nu ca și când vorbim despre ceva care, măi, nu știm, poate că e așa, poate că nu e așa. Ci trebuie fiind convinși adânc de faptul că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, cum cred unii, să-i facem pe oameni să se pregătească, să ne pregătim noi și să-i facem pe alții să se pregătească pentru acest lucru. Pentru că nu există altă motivație decât teamă. O motivație mai adâncă pentru cineva care să se apropie de Dumnezeu decât teamă nu există. Noie, când Dumnezeu i-a zis, fă-ți corabie, scapă-ți viața, mișcat de teamă și-a făcut o corabie. Dacă vedem ceilalți oameni al lui Dumnezeu, a trebuit ca Dumnezeu să facă niște semne cu ei, ca să le provoace teamă. Amintiți-vă de Moise, când o zis, ce cum vor crede ei? Păi, problema era că nici el nu prea credea, ce ai în mână, un toiac, iar aruncă-l jos. L-au aruncat jos, s-au prefăcut într-un șarpe și fugea de el. Era teamă, nu? Apucă-l de coadă. Gedeon. Dumnezeu i-a cerut lui Dumnezeu niște semne. Noi avem semnele gata împlinite. Noi nu mai trebuie să cerem semnele lui Dumnezeu, că îl ispitim pe Dumnezeu. Noi trebuie să le vedem cele care sunt. Nu poți deschide televizor sau internet zilnic să nu-ți spună ceva despre Israel, ceva despre Ierusalim. De ce? Pentru că este ceea ce zice aici. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur.
Acesta este timpul pe care îl trăim astăzi, să trăim aceste lucruri, să înțelegem aceste lucruri, nu pentru ca să fim obsedați și militanți pentru o cauză sau alta, dar nu cumva să fim orbi, nu cumva să nu vedem semnul. Drumul nostru este altul. Nimeni nu umblă pe semne, umblă pe drum, dar toți sunt amendați dacă nu respectă semnele. Noi suntem acum ca și semnul acela, drumul fundat. Mai departe, nu. Noi nu ne putem aștepta ca mersul lumii acesteia să fie tot așa. Este un semn, drumul fundat. Până aici, felul de a fi al lumii se sfârșește și Dumnezeu va schimba lucrurile și va aduce și sfârșitul. Este mânia lui Dumnezeu. Să nu ne abăgim. Sfârșitul lucrurilor este mânia lui Dumnezeu care se arată peste oamenii neascultători. Să ne gândim la aceste lucruri, să medităm la aceste lucruri. Și ultimul îndemn pe care l-am este să ne luăm ca modele pe oamenii lui Dumnezeu din vechime. Să ne luăm ca model pe Iosif, care și-a pus nume la copiii lui. Unul i-a spus uitare, ca să-și uite necazurile, și unul i-a pus Efraim, Mănase, da? Și celălalt i-a pus Efraim, dublă rodire. Pentru că după uitare vine rodirea. Să ne luăm ca exemplu din Vechiul Testament pe Iov, care deși și-a pierdut toată averea și toți copiii și toată sănătatea, nu și-a pierdut credința în Dumnezeu. Și să ne luăm ca exemplu din Vechiul Testament pe Noe. Să ne luăm ca exemplu din Vechiul Testament pe Ilie. Să ne luăm ca exemplu din Vechiul Testament pe David, care a avut atât de multe gânduri, care și le-a pus în versuri și care ne-au rămas peste milenii. Și gândirile lui și faptele lui ne stau să le putem compara și să avem exemplu pentru gândirile și faptele noastre. Pentru că suntem alcătuiți din aceeași carne, din același material. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne luăm ca exemplu pe profeții care au prorocit în numele Domnului. Îl avem pe Isaia, îl avem pe Ieremia, îl avem pe toți pe Daniel, îl avem pe toți profeții care au spus și au suferit pentru ce au spus. Dar viața lor și gândurile lor ne stau înainte în Scriptură pentru ca să îndrepte viața noastră și gândurile noastre. Prima dată gândurile. Dumnezeu să ne dea această înțelepciune de a medita la cuvântul lui Dumnezeu. De a da timp împăcării cu divinitatea, cum spune acea doctoriță, că e certată cu divinitatea. Să aibă timp să se împace cu divinitatea. Pentru că aceasta cere timp și Dumnezeu dă timp omului ca să apuce cuvântul lui, să întoarcă pagină după pagină, să se ducă de la o prorocie la altă prorocie. De la un gând la alt gând, de la o imagine la altă imagine, să vadă prorocii neîmplinite, să le compare cu felul cum au fost scrise și faptele cum s-au împlinit și să le aștepte pe cele neîmplinite în felul în care cele împlinite s-au petrecut. În așa fel încât mintea să fie legată, așteptările să fie aprinse, să fie vii, să fie activate. În Scriptură este peste tot acest pentru că știți aceste lucruri. Știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, știind mai dinainte, știind că se vor întâmpla, știind ce plan are Dumnezeu cu această lume, să ne pocăim, să fim folositori Stăpânului, pentru că la venirea Lui să fim găsiți, făcând așa. Repet, ce am mai spus, nu înseamnă să ne retragem într-o chilie protestantă de oameni care nu se ocupă decât de lucrurile lui Dumnezeu, pentru că la răpire, doi vor fi la câmp, doi vor fi la strung, doi vor fi la fiecare al locului de muncă. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Este o imagine a unor oameni prinși în activitate normală de lucru. Dar în mijlocul acestor lucruri, unii sunt cuprinși de amețeală în gândul lor, amețeala care cuprinde toate popoarele, pentru că beau din potirul mâniei lui Dumnezeu, și alții
se hrănesc cu cuvintele credinței și ale bunei învățători. Credință care duce la claritate și la lumină. Și povestea care o are în cap unul este complet diferită de povestea care o are în cap celălalt. Și ce a spus evreul, acela care trăiește între musulmani? Și își asumă riscul. Trăiesc în străziduri. Câteva familii de evrei îngădite în Ierusalimul de Est, păziți de armată, și zice, nu las pe nimeni ca să-mi fure povestea. Acest gând aș vrea să ne rămână. Noi ne adunăm ca să ne reînnoim povestea. Să ne reînnoim planul, să ne reînnoim istoria, să știm ce a fost, să știm ce urmează. Așteptăm din ceruri pe Domnul Iisus Hristos, care va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului Său de slavă. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să vorbesc, că am crezut că nu o să pot vorbi. Și mulțumesc că ați avut răbdare ca să mă ascultați chiar dacă vorbesc rău. Și aș vrea ca gândul să ne rămână ațintit la cuvântul lui Dumnezeu și dacă după această vorbire mea ați plecat cu gândul ca să citiți mai adânc cuvântul lui Dumnezeu și prorociile lui și caracterul profeților care l-au spus, înseamnă că scopul a fost atins. Dorința mea ca să devenim cu toții mai plini de acest angajament de a cunoaște și de a vesti planul lui Dumnezeu a fost atins și mă bucur că putem să vedem și că putem să trăim aceste lucruri. Pentru că nu trebuie să privim cu întristare, trebuie să privim cu bucurie arătarea Domnului Iisus Hristos. Pentru că ne va scoate din această vale a plângerii, din această vale a umbrei morții, în care, iată, oameni tineri mor. Și copiii, spune această femeie, copii mor. De ce mor copiii? N-ai explicații. Te prinde indignarea. Creatorul, uite, a lăsat pe unii să trăiască 70 de ani, 80 de ani, pe alții numai 15 ani sau 5 ani sau 30 de ani sau așa. De ce asta? De ce așa o știe el? Dumnezeu să ne dea claritate în mijlocul confuziei și nu trebuie să stăm de vorbă cu oameni beți. Când vin să nu învia, cel mai bine e să aștept să se trezească. Nu trebuie să devenim militanți. Fiecare trebuie să o salveze suflet. Nu militanți pro-Israel sau antipolitică sau cu altă formă, nici de cum. Noi trebuie să clarificăm lucrurile, să le vestim cu claritate și să aveți grijă, să fiți liniștiți că ajung ele unde trebuie, să le audă cine trebuie. Noi trebuie doar să le vestim. Domnul Iisus a spus, ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Și ce auziți vorbindu-se la ureche, să vestiți de pe acoperișul casei. Și-n trup de slavă veșmântați pe vezi. Nu se va ști atunci această taină, pe-a lumii întunecate întinde vreci. O vino, Iisuse, noi te așteptăm în prag. A noastre doruri duse, spre tine mire drag, dar cerul întreg cu îngerilor ploată, va răsuna în laude și-n cânt, că începe sărbătoarea minunată. Anunții noului așezământ. O vino, Iisuse, noi te așteptăm în prag, cu a noastre doruri duse, spre tine mire drag. Atunci vom fi mireasa subțire, într-o lumină cum nu s-a văzut, întâlnind pe scumpul nostru mire, în tainicul văzduh necunoscut. O vino, Iisuse, noi te așteptăm în prag,
fi primiți în slavă nesfârșită, pe tronul alb al mielului jertfit. O vino, Iisuse, noi te așteptăm în prag, cu a noastre doruri duse, spre tine mire drag. Iisuse, așteptăm tot mai fierbinte, ca să împlinești făgăduința ta, când tu pe noi ne vei ieși înainte, iar noi simbați te vom întâmpina. O vino, Iisuse, noi te așteptăm în prag, cu al noastre doruri duse, spre tine mire drag.